evenimentul nostru de astăzi, care se va derula nu prea lung, dar o să vedeți dumneavoastră despre ce este tema. În calitate de reprezentant al comunității, vă rog să mă înțelegeți faptul că alături de mine se află domnul director Asande, care este directorul regiunii Nord-Est, care se ocupă cu absorbirea fondurilor europene și care ne acordă un maxim de atenție ca noi să atragem cât se poate de multe fonduri europene în localitatea noastră și nu numai în toată țara și în regiunea Nord-Est. Tot alături de noi se află doamna deputată Teodora Șotcan, care dumnea ei ne acordă maximum de sprijin pentru că este deputat în Parlamentul României, este deputat aici la o zvârlitură de băți imediat în orașul Târgovna și știți că eu vorbă nu fac nicio mișcare fără să știți și dumneavoastră, ne auzim de mai multe ori pe zi și eu nu sunt numai când am nevoie de ea, ci eu sunt de ori de câte ori este nevoie. Vă spun bun venit la noi și am să explic destul de clar scopul sosirii dumneavoastră aici. Stimați cetățeni, în urmă cu 2 ani, cred că da, poate chiar mai mult, am hotărât împreună cu aparatul de specialitate și toți colegii mei de aici și cu doamna directoare de la școala Scala Roa din Turteana să modernizăm această școală, pentru că școala are o capacitate aproape de 600 de elevi, aproximativ 600 de elevi, școala gimnazială, deci se învață clasele 1-8. Avem inclusiv și preșcolare. Sigur, școala a devenit neîncăpătoare, pentru că aici s-au adunat, cum spunem noi, spuma de cadre didactice. Este și zona 0, zona A, așa, a localității noastre, cadre didactice toate bine calificate, cadre didactice care au gradul 1 toți dintre dumnealor, sunt marea majoritate de aici din localitatea noastră Dufteana și în spatele dumnealor se așează o mare istorie, deci copiii care au plecat de aici din sânul dumnealor, învățați de ei, au ajuns oameni de calitate acolo unde au ajuns, au făcut școli importante, facultăți și au ajuns în multe funcții în statul român, în multe funcții, în aparate de specialitate, acolo unde a fost nevoie de ei. Chiar ne putem mândri atât în țară, cât și în afara granițelor țării. Da. Ce am hotărât noi, în urmă cu 2-3 ani de zile? Să modernizăm această școală. Dar, făcând un studiu de fezabilitate care a costat destul de mult, peste 1 miliard, vă vorbesc în bani vechi, să mă înțeleagă toți, 1 miliard și vreo 200-300 de milioane. Să modernizăm această școală și ne lipsea sursa de finanțare. Sursa de finanțare, între timp, a venit prin POR. POR-ul ce este? Este proiecte operaționale regionale. Regiunea Nord-Est, care au domiciliu, care au sediu, practic, la Piatra Neamț, acolo unde absorbe și acolo vom face toată documentația ce stă la bază modernizării acestei școli. Valoarea de modernizare este de 51 de miliarde în bani transformat în euro, 1 milion și ceva de euro, 1 milion și 200 de mii de euro, absorbiți de la Uniunea Europeană, iar partea noastră cred că se duce în bani vechi la în jur de 5 miliarde, care noi venim cu o confinanțare. Și anume, trebuie să achităm diferite avizii, aprobări, studiuri geotehnice și altele asistență socială. Asistență tehnică, iertați-mă. Da. Între timp, am depus eforturi mari noi împreună cu firma de consultanță, avem o firmă de consultanță de la Iași, care ne-a întocmit studiul de fezabilitate și acolo am îndeplinit un anumit punctaj, de așa natură am depășit 50 de puncte, deci am intrat la finanțare cu 51 de puncte și în aceste motive suntem astăzi aici să semnăm cererea de finanțare. Ce vom face noi în ceea ce se numește modernizare? Deci modernizarea acestei școli va fi demolarea, începem cu demolare, vedeți? Demolarea corpului de clădire care are centrala termică, o știți, acolo în spatele școlii, și realocarea ei undeva în zona lui domnul Mânicuță, vecinul nostru de la școală. Demolarea intrării în școala veche, care va fi acolo și va fi construit ce? Va fi construit un corp de clădire pe o suprafață la sol, mi se pare, suprafață desfășurată de 188 până 200 de metri pătrați, ori el este cu P plus 2 etaje. P plus 1 plus E. Deci 2 etaje. Dar Enuța, zic bine. P plus 2. P plus 2. Bun. 455 de metri. 455 de metri pătrați. Da. Ce se va întâmpla? Ce vom construi noi acolo? Noi vom construi jos la partier o sală cu mese și cu scaune, un număr de scaune de 145 plus mesele respective, deci vor intra la masă 145 de elevi.
Știți destul de bine, noi facem parte din proiectul pilot, o masă caldă fiecărui elev pe zi. În aceste condiții, în ultimii 2 ani, prin grija Guvernului României, ni s-a alocat în fiecare an sume de bani și noi am asigurat, pe bază de catering, sandwich-ul la fiecare elev, anul acesta, în bani vechi, 10 lei. De, pentru fiecare elev. Care conține aceste pachete? Cei care aveți copii la școală, știți destul de clar. Produse preparate din carne, brânzeturi, legume, fructe și așa mai departe. Da. S-au declarat copii a fi mulțumiți, așa, cei care conduc acolo le primește, s-a câștigat licitația și așa mai departe. Pe anul 2019, astăzi am aprobat, nu eu, ci consilierii locali, au aprobat un buget de aproape 8 miliarde numai pentru această masă caldă pentru acești copii. Și stând și mă gândind cu ani în urmă, dacă noi suntem singuri din județul Bacău, care beneficiem de o masă gratuită, de școala Scalar Loghi din Dofteana, este singura școală din județul Bacău care primește o masă gratuită. Deci fiecare copil, fie preșcolar sau școlar, primește masă gratuită. Am prins în acest proiect o sală cu mese și bucătărie jos la parter, inclusiv festiar, magazin pentru legume, pentru fructe și tot necesarul frigiderii și tot necesarul dotărilor de acolo. La etajul 1, un laborator și o sală de clasă mare, iar la etajul 2, grupuri sanitare și o bibliotecă de capacitate mare. Acest corp de clădire va fi legat de corpul vechi care îl vedeți la ora actuală. Se va face un nou acoperiș, atât pe clădirea veche, cât și pe această clădire nouă. Va fi îmbrăcat cu termosistem, cu vată bazaltică groasă de 10 cm, care va asigura termosistemul și va menține încălzirea în interior și nu vom pierde. Vom schimba toată tâmplăria PVC, vom schimba pardoseala, instalația electrică, vor fi aparate de aer condiționat, grupuri sanitare, deci tot necesarul și toate dotările care stau la bază funcționării unei școli cum ar fi a noi. Toată tâmplăria, inclusiv uși, tot ceea ce există. Deci vom avea într-un an, jumătate, maxim o doi, o școală la Dofteana modernă. Dacă ați observat cei care mergeți pe la școală, când vecinătate imediat am demolat grădinița veche, care avea o suprafață de 135 de metri pătrați, și am construit o grădiniță prin PNDL 2, prin grija Guvernului României, și ajungem și cu cele diverse și neprevăzute, inclusiv cu confinanțarea noastră, inclusiv cu Ordonanța 114, care stă la baza majorării salariilor în construcții, cred că ajungem la suma de 40 de miliarde în bani vechi cu această construcție. Sume de bani care vine de la Ministerul Dezvoltării, iar noi vom pune în jur de 6 miliarde. Această grădiniță va fi dotată cu tot necesarul, cu aprobarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care vom avea o rezervă de apă de 50 de tone, și o fosă septică în imediata apropiere din fibra de sticlă, la fel de o capacitate mare. După ce vom încheia acest proiect cu care îl semnăm astăzi, grădinița va fi gata în 30-40 de zile, o luăm în primire, rămâne în grija noastră, administrației publice locale, să amenajăm curtea. Nu putem să ne apucăm acum să amenajăm curtea și va fi un disconfort până la 15 septembrie, până vom da drumul la copii, dar atunci copiii când vin la 15 septembrie merg într-o grădiniță nouă cu 4 săli de clasă și așteptăm construcția noiei școli. Toată această grijă și toate sumele de bani au fost aprobate de către consilierii locali care vedeți aici și nu numai, prin grija Guvernului României și naveta mea făcută la București. Pentru că la un moment dat nu mi-a aprobat dotările. Neaprobând îndotările, am plecat cu mașina din Dofteana și proiectanții au plecat din Iași. De două ori am ajuns la Ministerul Dezvoltării, prin grija celor care ne conduc din Parlamentul României, am intrat la ministru în audiență să pot să obțin și acele dotări. Vreau să mă înțelegeți. Nu a fost atât de ușor. Dar cu această ocazie m-am întărit și am făcut de așa natură, am proiectat la școala din satul Cupuieț, o altă grădiniță cu 4 săli de clasă în care suntem în faza de avize și cred că până în toamnă sau cel terțul primăvară anul trecut voi construi una cu 4 săli de clasă și la Cupuieț. Deci, într-un cuvânt, m-am dedicat
tuturor instituțiilor statului. Am construit biserici, am construit cu sprijinul celor ce îi conduc de la guvern școli, reparat dispensare medicale, grădiniță cu program periodic, sală de sport. Și astăzi, în ședința Consiliului Local, am aprobat construirea unei unități militare de pompieri prin situații de urgență în fața gării la Dofteana, lângă piață, unde vor fi 39 de militari și va asigura tot ceea ce se numește situații de urgență în localitatea noastră și nu numai. Proiectul va începe începând cu data de luni dimineața, când vom începe să facem măsurătorile necesare, iar sperăm în scurt timp, probabil până la anul, să avem și ceea ce ne-am dorit și ne dorim, o unitate militară cu 40 de militari, 31-40 de militari în localitatea noastră, care să asigură situații de urgență, pentru că situații de urgență, știți, sunt acele calamități, Doamne ferește, naturale, să nu avem parte de ele. Dacă nu avem pe cineva în primul ajutor, este foarte, foarte bine. Repet, vom semna cererea de finanțare împreună cu domnul director Asandi. Cu dumneavoastră mă cunosc mai de mult. Are prieteni aici în localitatea noastră. Păcat că nu-i doamna învățător Hanganu, pentru că nu am întrebat doamna Hanganu, de părintele Apostol, persoane care sunt și au fost prietenii domnului director, dar i-am spus domnul director, cu altă ocazie îi aduc și pe dumnealor în pace și totodată l-am invitat și pe domnul director la o masă sau un picnic și o să dăm vremea până finalizăm lucrarea, eu voi mai bine din multe ori pe aici pe la dumneavoastră. Da, vă dau cuvântul domnului. Sunt foarte bucuros să fiu la dumneavoastră astăzi. Remarcam încă de pe drum, desigur am trecut prin Dofteana de multe ori, pe domnul primar îl știu, o localitate, o comună, cu oameni gospodari, se vede asta de pe drum, cum trece așa, ce case sunt, ce instituții sunt. Și vin cu bucurie pentru că programul pe care îl coordonăm noi, programul operațional regional, finanțează îndeopște proiecte de infrastructură, în general la consiliile județene, la primăriile municipiilor și de județ, primăriile orașelor, deci unități administrativ-teritoriale mari. Ei, când vine vorba că comune, precum comuna dumneavoastră, au aplicat și au reușit să facă proiecte eligibile, care au îndeplinit condițiile, vorba unui domn deputat mai devreme spunea, domnule, ca să prinzi o finanțare prin programul operațional regional, e muncă foarte serioasă, că acolo condițiile sunt foarte rigide. E adevărat, sunt condiții destul de stricte și de aceea sunt foarte încântat să văd că comunități locale, comune, reușesc să facă proiecte, pentru că și dumneavoastră și copiii din Dofteana, ca toți copiii din regiunea asta, merită să beneficieze de aceste investiții finanțate în proporție de 85% din programe europene, 13% de la nivel național, de la Guvernul României și 2% cu finanțarea beneficiarilor. Și mai ales că vorbim de aceste investiții în școli. Noi avem o axă specială dedicată școlilor, pe care avem o solicitare de 900% față de alocarea inițială din program. Deci există o mare nevoie aici și cu atât mai mult sunt de felicitat cei care reușesc să facă proiecte bune și noi sperăm că vom avea mai multe asemenea proiecte în viitor. Așa cum a spus domnul primar, se întâmplă să cunosc niște oameni care sunt foarte dragi aici în comuna dumneavoastră. Pare rău că nu sunt aici, dar e un motiv să mai revin și domnul primar a mare drag. Asta. Și la zilele localității vă invităm, să știți. Vin cu mare drag. Ne-am mai văzut la zilele localității, altor localități mai aici. Sigur, eu vin cu mare drag, am o mare problemă că în regiunea Nord-Est sunt 462 de comune, 46 de orașe și 6 județe, deci na, e mai dificil cu timpul. O facem mai pe toamnă așa. Eu sper să termină concediile. Fie un moment potrivit să venim și mai ales țin neapărat să vin când vom tăia panglica, să vedem această școală frumoasă făcută prin proiectul pe care îl semnăm astăzi. Vă felicit. Vă doresc succes, sper să ne vedem și cu alte ocazii, să mai semnăm asemenea proiecte. Urmează să înceapă un alt ciclu de finanțare, o perioadă de programare 2021-2027. Știți că Uniunea Europeană
aceste proiecte, aceste programe de finanțare sunt pe exerciții financiare de 7 ani. Tocmai pregătim un viitor exercițiu financiar care va pune un accent foarte mare pe zona asta de dezvoltare inteligentă, de eficiență energetică, de pregătire, de învățare. Așa că s-ar putea să mai avem ocazia să mai semnăm și alte proiecte. Doamna deputat, trebuie să fiți alături de noi și alături de comunitatea locală să pregătească cu grijă și următoarele proiecte de finanțare, că eu sunt disponibil și vin cu mare drag să semnez proiecte. Aveți bani mulți și trebuie să-i dați cuiva, dar care fac proiecte eligibili, cum ați spus dumneavoastră. Avem numai puțin de 1,1 miliarde de euro pentru acest exercițiu, iar pentru următorul, cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că o să avem vreo 2-3 miliarde așa. Așa că sunteți bineveniți să scrieți proiecte câștigătoare. Vă rog, dacă v-ați ridicat, mă ridic și eu să adresez câteva cuvinte. Este o zi importantă pentru sistemul educațional din județul Bacău, pentru că domnul director este astăzi la semnarea celui de-al treilea contract de finanțare. Este vorba de 3 școli care, începând de astăzi, au finanțare pentru reabilitare, modernizare, săl de sport și așa mai departe. Este o dovadă vie faptul că astăzi semnăm un astfel de contract de finanțare și în localitatea noastră, că educația este o prioritate atât la nivel național, cât și la nivel local. Îl felicit pe domnul primar Bujor că a avut viziunea de a întocmi acest proiect al școlii ce urmează să fie reabilitată, ținând seama și de direcțiile de dezvoltare ale învățământului românesc. Pentru că viziunea noastră, în ceea ce privește învățământul românesc, cu adevărat prevede ca în viitor copilul să vină la școală la ora 8 și să părăsească școala la ora 18. Și atunci, cu adevărat, este nevoie de o sală de mese. Nu întâmplător, Dofteana a fost inclusă în acest program de pilotare a unei mese calde, pentru că știam, pe vremea când eram inspector școlar general, că în comunitatea asta am cu cine să rezonez din punct de vedere administrativ. Domnule director, în ceea ce privește sumele pe care dumneavoastră spuneți că sunteți pregătiți să le oferiți, contați pe reprezentanții administrațiilor locale din județul Bacău. Avem primari care știu cum să atragă bani europeni și în stânga noastră aveți un exponent de bază. Despre școala ce urmează să fie reabilitată, toate cuvintele de laudă, toată prețuirea mea personală colegilor profesori, și spun acest lucru pentru că de-a lungul carierei mele profesionale eu am lucrat cu absolvenții de la școala dumneavoastră care veneau și învățau în Colegiul Național din Târgu Ocna. Am speranța și îndrăznesc să sper că și administrația din Târgu Ocna va fi capabilă să acceseze 3,5 milioane de euro pentru a face din Colegiul Național Cenegri un colegiu care să se ridice la nivelul așteptărilor absolvenților de la Scarlat Longin, pentru că după ce vor absolvi învățământul gimnazial în condiții optime, normale, firești, pentru o școală de secol 21, își vor dori ca și cursurile liceale să se desfășoare în aceleași condiții. Vă felicit pe toți! Pentru mine nu este o mirare de câte ori vin la dumneavoastră, știu că primarul ori are o nevoie de rezolvat, o nevoie a comunității, ori are un lucru cu care să se laude și care reprezintă o rezolvare a problemelor comunității. Vă felicit pe toți și abia aștept alături de domnul director să vin să mă bucur de noul corp de clădire. Mulțumesc. Și acum să trecem la fapte. Mă veniți aici cu... Eu nu am citit, dar semnesc ca primar. Avantajul este destul de mare pentru faptul că piața neamț este mult mai aproape decât Iașul.
Mașina mea știe drumul singur, merge la Iași. Pe pilot automat, nu? Fac naveta la Iași, la două săptămâni trebuie să fiu la Iași. Totdeauna cu succes, știți, am adus mulți bani. Astăzi de trei ori, cum spune, cum a spus doamna deputat, avem o vorbă. Semnătura ca semnătura, dar strângerea de mână e mai importantă. Să ajungem cu bine, suntem panglica la școală. Și să mai facem și avem sigur. Și rămâne la mine și facem. Asta rămân bani, exact. Și cu voia dumneavoastră mi-au și fixul. Da. Mulțumesc, să aveți o zi bună, succes.